Grătarele au sfâruit mult timp după miezul nopții la Orșova pentru cei care au continuat petrecerea până în zori. A fost o seară presărată cu multă voie bună, perfectă pentru petrecăreți. Ce contează viața mea, că de ne cresc familie mea. Și cum românului îi place distracția cu mâncare și băutură din belșug, oamenii de la standurile cu preparate tradiționale abia dacă au făcut față cererilor. Doamna, veniți să ne servici pe noi sau ne-am să abandonăm? Puneți la 3 porții de cartofi. Separate de vei, da? Separate, da. 3 de astea. Ne simțim bine. Ați servit bere mici? Care sunt cele mai căutate produse după dumneavoastră? Mesele arată foarte bine, standurile comercianților. Mi-e greu să spun care sunt. Ce ați consumat? Mici. Și bere? Fără bere, ca șofer. Bine, mă simt. Ce ați consumat? O bere și mici. Sunteți orșoven? Nu, nu, sunt bucureștean, de cer pe cer. Ce ați consumat? Ce ați băut în această seară? Bere, mici, peștișorii, printărurii, de toate, de toate. Toate acestea în ciuda crizei, dar spre bucuria comercianților care au știut ce să pună pe masă ca să atragă ochiul gurmandului. Gătim numai bunătăți și toate produsele sunt cumpărate, să aibă oamenii bani. Am mers puțin în seara asta, eu știu, cred că mâine seară și duminică așteptăm să vedi nenii. Oamenii pun încasările record pe seama menținerii prețurilor la același nivel ca cel din primăvară. La Orșova, în aceste zile, un mititel costă 1,50 lei, iar o halbă de bere rece 2,50 lei.